cheamă Bata Iulia. Am 9 ani și m-am gândit că o să mă fac vară, să mă fac scriitoare și pictoriță. Pe mine mă cheamă Mariana Ioanitescu. Îmi pare bine, Iulia, că ai venit. Am aflat eu că tu ai vrea să pictezi. Sau am aflat că, de fapt, tu chiar ai pictat. Da. Și am aflat că ai pictat niște lucruri foarte frumoase. E un om de zăpadă, fericit, în soare, așa, și cu niște brazi de suavitate, rar întâlnită și la numele mari de artiști. Ia să vedem ce mai lucrat. O frunză frumoasă, exact în culorile toamnei. Ce frumos, da. Ai simțit căldura toamnei. Da, și aici am simțit fericire. Nu se dau fericire. Oh, ce frumos. Și poetă, trebuie neapărat să te faci, Iulia. Da. Ce-ar fi să ne apucăm noi acum, tu și eu, să facem lucrarea aceasta, care ție îți place așa de mult, să o facem direct în ulei, pe pânză, să trecem de la faza de la acuarelă, direct cu pensula pe pânză, ca adevărați pictori. Da. Facem târgul acesta? Da. Ne apucăm de treabă? Da. Ce frumos! Cu pantele, pantele sunt cele care dau aer în cameră. Excelent, da. Ei, vezi? Începe tabloul să semene a tablou. Nu apăsa, scrie simplu, Iulia. Brava, Iulia. Felicitări. Primul tablou în ulei, semnat Iulia. M-am încăpinit un vis și sunt fericită.